Salutare! Eu sunt Adriana și astăzi vorbim despre o glumă care este prezentă pe internet de ceva timp. Memele cu ce violă ți-ai tu. Le știți, da? Memele astea au apărut prin 2008, în locul de unde se scurg cam toate grozăviile internetului. Pe 4chan. În engleză, textul care le era asociat era rape face, față de viol. Adică fața pe care un băiat sau un bărbat o face în momentul în care se pregătește să o violeze pe o fată sau pe o femeie. Memele cu rape face au devenit foarte populare și au împânzit practic internetul, până când la un moment dat au ajuns să arunce un fir și pe glia românească. Cum de-a prins această memă? Păi, foarte multă lume o consideră amuzantă. Anul ăsta am fost prin multe licee și am vorbit cu multe persoane despre ea. Pe toți am întrebat de ce fac această glumă, de ce e amuzant, care-i faza. Mulți nu au înțeles de unde vin cu întrebarea. Poziția lor era, băi Adriana, ok, e amuzantă grimasa, e amuzantă că tipul ăla are o față dubioasă, adică de violator. E amuzant, ok, lasă-ne în pace, gen. Sigur, la fel vă gândiți și voi acum. Dar haideți să mergem puțin mai departe cu gândul. Există mai multe situații în care apare această memă. Scenariul 1. O fată pune o poză pe Facebook. În comentariu, un băiat pune o memă cu ce violă ți-ai tu. De cele mai multe ori, cei care postează mema asta sunt băieți. E un soi de a te băga în seamă și un soi de a face un compliment. La modul că spui ce te-aș viola, adică ce violabilă ești, adică ce drăguță ești. Scenariul 2. Un băiat pune o poză pe Facebook. În comentarii, o fată repostează aceeași poză la care a adăugat caption-ul cu ce violă ți-ai tu. Tot un fel de a te băga în seamă, tot un fel de compliment. La modul ce potențial de violator ai, toate fetele sunt înnebunite după tine, ce drăguț ești. E greu să-i pui cuiva că îți place de el sau de ea, corect? E super greu și uneori complicat și uneori e mult mai simplu să faci glume dubioase despre viol în loc să spui direct, băi, ești drăguț sau ești drăguță, îmi place de tine. Dar faza e că nu e nevoie să facem aceste glume. Dacă persoana de care îți place ție e ok, va fi ok și cu tine în momentul în care tu îi spui că îți place de ea. Poate sentimentul e reciproc, poate nu, dar faza este că i-ai spus-o, ai avut curaj și pe termen lung asta te va ajuta și în relații și în general în lucrurile pe care le faci. Mai avem și scenariul 3. O fată pune o poză pe Facebook. În comentariu, o altă fată pune o memă cu ce violă ți-ai tu. Multe fete și mulți băieți dau like la memă. În cazul ăsta, mesajul este la modul ce fustă scurtă ai, ești cam prea sexy, arăți ca o c***ă, nu ca o fată cu minte, ești violabilă, deci poți fi violată, deci meriți să fii violată, deci nu mai avem de ce să fim prieteni. Sau un soi de avertizare, așa. Este unul din multele feluri în care fetele, dar și băieții, încearcă așa în mod tacit să le controleze pe alte fete în legătură cu cum se îmbracă și cum se comportă. Nici o persoană nu merită să fie violată sau agresată pentru felul în care se îmbracă. Noi nu avem putere de decizie asupra felului în care se poartă alte persoane și asta e în regulă, pentru că acele persoane sunt de fapt libere să facă ce vor. Noi nu avem dreptul să decidem asupra nimănui, așa că lăsați-le pe prietenele voastre în pace. Mai e ceva. Deși e o glumă, noi știm ce substrat are. Când zici ce viol îți iei tu, nu e ca și cum ai spune ce ghiont îți iei tu. Violul este un cuvânt care stârnește chicotel și râsete pentru că știm că înseamnă ceva. Violul este o formă de violență sexuală. Prin viol pot trece și băieții, dar cele mai frecvente victime ale violului sunt fetele. Și cel mai des, violatorii sunt de sex masculin. Violul este o crimă foarte frecventă. În România are în loc un viol la fiecare 4 ore. Din toate persoanele care sunt violate, foarte puține ajung să depună plângere. Nu am găsit statistici pentru România, dar în SUA, 97 din 100 de violatori ajung să nu fie condamnați. Pentru că foarte multe fete din România și din lume sunt violate, de cele mai multe ori de bărbați și băieți, celor mai multe fete le este teamă de viol. E normal, nu? Fetelor,
Știți despre ce vorbesc, da? Știm cu toate o fată care a fost agresată pe stradă sau de cineva apropiat. Violul sau agresiunile sunt motivul pentru care ne este teamă să mergem noaptea pe stradă singure, motivul pentru care părinții noștri insistă să vină să ne ia de la discotecă sau de la club, sau pentru care insistă să ne întoarcem de vreme acasă. Pe lângă temerea tuturor, gândiți-vă cum se simt fetele și băieții care au fost violați când văd aceste meme postate de prietenii lor pe Facebook. Super tes. Toată experiența lor traumatică este tratată ca o glumă și nu pot avea încredere că pot vorbi cu prietenele sau cu prietenii lor despre ceea ce li s-a întâmplat. Pur și simplu, faptul că sunt postate așa de multe meme cu ce viol ți-ai tu pe internet nu creează un climat ok. În plus, memele cu ce viol ți-ai tu au fost deja personalizate ca să bagatelizeze violul unei fete de 15 ani, pentru care viol autorii încă își ispășesc pedeapsa. Că mema asta există înseamnă că noi știm despre ce vorbim atunci când facem această glumă. Știm de ce glumele cu ce viol îți iei tu sunt mai mult decât niște simple glume. Știm că ele pot ajunge foarte repede pe teren real. Știm în ce fel sunt crude și știm în ce fel pot să rănească. Știm și nu ne pasă. Cum să renunți la o glumă colectivă care este la modă? Dacă ești băiat, da, e presiune super mare pe tine să participi la astfel de glume sexuale. Dacă le faci, fără să ai niciun stres, arăți că ești puternic și șmecher. Dar, veste bună, poți fi puternic și șmecher fără să faci glume violente față de fete. Viața nu este un loc în care cu cât fetele sunt mai slabe, cu atât băieții sunt mai puternici. Există loc pentru toată lumea și toată lumea se poate simți ok și poate fi ok. Poți dovedi că ești puternic fix așa, refuzând să participi la o chestie pe care nu o consideri în ordine. Dacă ești fată, pe tine presiunea este încă și mai mare, pentru că băieții pot crea o dinamică destul de nașpa pentru fete uneori. Dacă le spui că gluma despre viol nu este ok, ajungi să fii aia care e cu nasul pe sus sau whatever, care face figuri și nu mai ești fata de treabă, de gașcă, nu mai ești așa, nu te mai iau în grupul lor. Pe de altă parte, dacă accepti glumele nașpa despre fete, cum sunt cele cu ce viol îți iei tu, asta nu garantează că vei fi luată în clubul băieților și că tu vei fi întotdeauna safe de astfel de glume. Într-o seară, când vei sta cu băieții la o bere, se va ajunge în situația în care gluma asta să fie asupra ta și să te simți super nașpa și să fii gen credeam că am scăpat, dar nu scap, pentru că nu scap niciodată. So basically, dacă ești fată, e destul de greu. Însă pe termen lung, dacă le spui că tu nu accepti chestii nașpa, asta te va întări și te va ajuta să nu accepti chestii nașpa de la nimeni în viața ta și să fii puternică. Eu sunt pentru renunțarea la memele cu ce viol îți iei tu și pentru renunțarea la glumele despre viol în general. Voi ce părere aveți? Puteți să-mi scrieți în comentarii. Până atunci, pe curând și aveți grijă de voi!